astăzi vreau să vă arăt o rețetă foarte ușoară de un înlocuitor de pâine atunci când sunteți la dietă, nu mai știți ce să mâncați, dar vreți ceva care să semene cu pâinica. Acestea sunt minunățile care le-am făcut eu astăzi. Arată așa la interior. Pufoase, moi, gustoase, bune, delicioase. Vă las în continuare să vizualizați clipul dacă vreți să vedeți și cum se fac. Iată ingredientele de care avem nevoie pentru acest preparat. Foarte puține ingrediente, foarte simplu de făcut. Și anume vom pune 4 linguri de lapte praf, o linguriță de praf de copt și un ou. Vom amesteca totul. Din aluatul care se formează, o să facem 3 bile, 3 pâinicele, pe care o să le coacem, bineînțeles, în cuptor, pe hârtie de copt. Aceasta este o rețetă ideală, mai ales pentru persoanele care și-au mâncat porția de tărâțe de ovăz și nu mai pot folosi, dar au un meniu, un aliment care se mănâncă cu pâine sau vor să-și facă un sandwich sau un burger sau ceva. Și atunci, aceasta este varianta ideală. Amestecăm bine, 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 bine. Am format 3 guguloaie așa, le bag la cuptor în jur de 10 minute la foc mediu, cam 180-200 de grade. Am scos pâinicelele de la cuptor, le așez pe o farfurioară și le las să răcească. Ups, frige. Deci le arată cam așa. Le tăiați, le puteți mânca așa simple, sunt frumoase, sunt pufoase. Vedeți? Lasă să răcească puțin și am să rup una să vă arăt și în interior cum arată. Așa arată pâinica mea în interior. Puteți să o mâncați absolut cu orice, dar este ideală când vreți să mâncați ceva cu sos și nu mai aveți dreptul la tărâțe, făină, tot felul de nebunii. Așa că e o rețetă simplă, ușoară, rapidă și delicioasă. Sper că v-a plăcut! V-am pupat! Pa, pa!